Bine, v-am regăsit aici la întâlniri capitale. Ioana Brusten sunt, iar astăzi împreună cu mine este Adina Manea, directorul organizației Tineri pentru Tineri și o să vedeți, avem un subiect extrem de interesant. Mulțumesc că suntem împreună! Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat! Această fundație, această organizație, Tineri pentru Tineri, este o organizație națională, neguvernamentală, non-profit, funcționează pe bază de voluntariat. Exact. Funcționează din 1991 încoace, a fost înființată de un grup de absolvenți ai Facultății de Medicină Carol Davila din București și și-a propus de la bun început să se implice în problemele sociale, în problematica socială a tinerilor. Ați împlinit vreo 28 de anișori. Cam așa, zic așa. În curând, pe data de 7 noiembrie. Uh, frumos, e o vârstă frumoasă pentru o organizație. Au crescut problemele pe care le-ați detectat, așa, printre tineri, în timp? Dacă faceți o comparație, așa, priviți un pic peste umăr către cei 28 de ani care s-au dus. Păi, uh, s-au modificat. Cred că da, cel mai corect așa este. <laughs> mai degrabă s-au modificat, dacă la începutul anilor 90 uh, vorbeam despre un anumit tip de probleme. Uh, în anii 2000 începeam deja să lucrăm pentru rezolvarea lor pentru că România deja era susținută de foarte multe organizații și uh, intram și noi în spațiul uh, european, ca să zic așa, începeam să ne pregătim pentru asta. Până în 2007 au fost tot felul de demersuri ca, într-adevăr, să ne aducă în Uniunea Europeană și să rezolve probleme importante în ceea ce privește sănătatea publică din România a femeilor și a cuplurilor. După ce am intrat în Uniunea Europeană, bă, chiar dacă avem foarte multe politici bune, strategii naționale, planuri de acțiune pentru acestea și legislație care să asigure uh, adolescenților, tinerilor și familiilor din România foarte multe dintre lucrurile de care acestea au nevoie. Aici urmează un totuși, după cum v-ați discursul. Totuși, uh, aceste politici nu au mai fost atât de uh, bine susținute pentru a fi, într-adevăr, implementate. Uh -huh. Adică le avem cumva pe hârtie, dar... Uh, nu ajung acolo unde trebuie, la cei care au nevoie de ele. Adică avem aici conflictul acela între teorie și practică. Cam așa. Știm ce probleme avem, știm unde sunt, dar da. nu facem suficient sau nu ceva suficient de uh, util exact. și de folositor ca să le, exact. le rezolvăm. Da. Aceast aceste lucruri, da, ok, țin și de context dar țin și de asumarea celor care au fost implicați inițial în construirea tuturor acestor intervenții pe care nu le-au dus până la capăt. Da, acest verb asuma, asuma exact. asumare, da, toată da, această da. familie de cuvinte este la mare căutare în, această, în acest moment istoric, să spunem. Da. Uh, Vrem să vorbim astăzi, dragii noștri, despre un proiect anume. Sunt convinsă că pe agenda Organizației Tineri pentru Tineri stau foarte multe lucruri, exact. așa cum stau de atâția ani încoace. Cu precădere, astăzi o să ne referim la unul dintre ele. Cel mai A... recent, cel, cel mai, mai rec... nou. În plină desfășurare exact. acum. Și se cheamă foarte frumos, sodăm o dăm pe față. Exact. S-o dăm pe față și este... O idee, este un demers care își propune să modifice niște mentalități, de fapt. Sună chiar, poate suna pretențios, e și complicat, mm -hmm. dar și modalitatea de abordare este una originală și încearcă exact. să ajungă în miezul lucrurilor, în miezul problemei, altfel decât în mod tradițional. Corect. Hai să ne explicați despre ce este vorba. Păi noi facem de foarte multă vreme programe de educație. Programe de educație în școală, în care implicăm cadre didactice și elevi și studenți, și în școală, la nivelul liceal inițial, și de anul trecut am început și la nivelul gimnazial. Și am constatat că, de fapt, părinții elevilor noștri ar avea și ei nevoie de un pic de educație hmm. sau de responsabilizare, pentru că au uitat cum era când erau ei adolescenți sau copii și ce probleme și ce întrebări își puneau. Și am mai constatat că tinerii cu care lucrăm, studenți sau mai mari, sau la care ajungem, nu știu cum să vorbească unii cu alții, astfel încât să aibă relații armonioase. Și să înțeleagă și că o relație se construiește, de apărut-apare, pe diverse ca să zic așa, contexte, criterii, fiecare știe ce își dorește. Corect. Dar după aceea, menținerea relației presupune un pic de muncă și un pic de răbdare, de fapt mai multă, și înțelegere. Și ne-am gândit că pentru acest lucru e important să aducem umorul în conversație și să facem haz de necaz. Cum ar fi să privim totul cu umor? Chiar, chiar și... totul e greu, dar da, nu știu mare totul, totul, parte dar da. Chiar și problemele da, da, serioase da. ale vieții, exact. adică să alegem o abordare neîncrâncenată. Exact. Și Suntem da. foarte încrâncenați în ultima perioadă, sau cel puțin asta se simte la cei cu care lucrăm, că există pe de o parte încrâncenare, dar pe de altă parte lipsă de viziune și de perspectivă. Și știm în același timp că toate acestea afectează viața personală. Și oamenii e important să fie fericiți și acasă, ca să poată să presteze, ca să, să zic așa, și să funcționeze în societate, în societate da. în tot ceea ce fac ei. Că învață, că muncesc, că îi ajută pe ceilalți, că fiecare ce face. Și de aceea am zis comunicare onestă, deci să o dăm pe față, fără ipocrizie și uh, totul cu haz de necaz pentru a ajunge la armonie. Despre cum comunicăm ca să fim niște oameni normal, responsabili, funcționali și armonioși în același timp. Cam așa. În și am încercat rând... să implicăm încă un element interesant aici pe care l-am adus în campania aceasta pe care noi o considerăm una dintre cele mai provocatoare pentru că nu mai este campanie de educație, nu mai este cu școala cum știm noi să facem, este o campanie de online. Este o campanie de, cu uh, comedie de stand-up, deci o campanie cu glume făcute de bărbați, asumați, uh, astfel încât mesajele lor, cele pe care au reușit să le creeze până acum, să ajungă la alți bărbați și la partenerele lor la alți bărbați și la partenerele lor, pe care să îi scoată din niște stereotipuri exact. păguboase, exact. unor periculoase, cine știe, și să-i reînvețe puțin să, să funcționeze. În primul și în primul rând, am impresia că ați depășit un pic cadrul tinerilor. Da, Nu, nu. nu vă referiți numai la tineri aici, categoric. Nu. nu, dar ne referim la adulți oricum, ne referim uh -huh. la cei care au peste 18 ani pentru că ne-am dat seama că cei mai mulți consumatori, că bărbații, sunt unii dintre cei mai mulți consumatori de divertisment de pe internet. Și atunci, aceasta este modalitatea prin care ajungem la ei. Asta era și, asta era și următoarea întrebare. S-au făcut niște studii ca să alegeți da. modalitatea de a ajunge cel mai rapid și cel mai bine la publicul țintă. De ce stand-up comedy? De ce bărbați? Exact. De ce online? Da, aveam toate aceste date pentru că na, sunt date care îți uh -huh. arată cine ce consumă. Și da, bărbații din mediul urban de peste 18 ani asta sunt caută. Da, asta caută. Stau în mediul online pe YouTube preponderent, uh -huh. pe rețelele de socializare. Internetul nu este atât de mult o sursă de documentare și de căutare de informații relevante pentru activitatea profesională, poate pentru viața personală și repet, divertisment, pentru că încrâncenare în general. Și atunci mm -hmm. ai nevoie de niște supape că da, astfel încât să poți să, fii să poți să îți faci treaba, dar să să și starea de spirit. Exact, de exact, e, exact. Să dai la o parte din norișori. <laughs> și cum, cum a fost gândită această com -ă, campanie? Filmulețe scurte, postate Foarte pe scurte. YouTube. E... Și asta este un criteriu din câte știu exact. eu, ca să nu treacă lumea peste. Exact! Uh, Am creat respectiv. canalul de YouTube să o dăm pe față. Uh -huh. Pe care sunt încărcate 5 filmulețe, a câte 2-3 minute. Realizată în colaborare cu rezidenții de la Comics Club, pe care i-am implicat în acest proiect și care ne-au ajutat să creem niște glume, adică ei l-au creat noi, le-am spus doar cam ce vrem <l> și unde vrem să ajungem. Apoi simt, este da. talentul dumnealor, cum au reușit să se descurce. Și asta este, aceasta este campania online. Aveți, ați făcut vreo estimare din asta de parcurs la vizualizări, ca impact, cum, cum au reacționat oamenii? Campania e abia început de aceea, sunt și la dumneavoastră și va continua în mediul online, în mm -hmm. mod evident. Ne propunem niște indicatori, cum s-ar zice, ambițioși, dar aceștia sunt în foarte strânsă legătură, nu atât de mult cu activitatea de promovare, ci cu modul în care cei care ajung să le vadă le transmit mai departe către alții. Deci evident. Este, da, evi, da, da. E, evident. Și, repet, campania se adresează celor peste 18 ani, se adresează adulților. Pentru că vorbim despre uh, subiecte sensibile din uh, relații. Și atunci. Hai să, hai să chiar să punctăm, să dăm niște exemple de subiecte sensibile, să nu vorbim la modul general. Uh, dacă tot uh, ne hotărâm să fie, să o dăm pe față. Bine. <laughs> Ce tratăm cu umor în cadrul acestei campanii? Păi, de exemplu, ce se întâmplă într-o relație care durează de foarte multă vreme și în care mai apare și un copil. Aha. Și bo. vorbim despre el și ea și cum se înțeleg în activitatea lor intimă. Ok. Este uh, un... e adevărat, studiile spun că după apariția unui copil într-un cuplu, lucrurile se pot schimba uneori chiar la modul dramatic. Și exact. pot exista diverse feluri de probleme. Da. Un alt subiect sensibil, să zicem că este prima discuție cu părintele legată de debutul în viața sexuală. Da. Și asta care ți se întâmplă atunci când ești tu copil. Și ce te faci când ai crescut și ai tu propriul copil. Și ești de partea cealaltă a baricadei. Ești de partea cealaltă a baricadei și trebuie să ai o discuție similară cu băiatul tău. Uh -huh. Este un alt subiect. Uh, un alt uh, subiect este cel legat de fantezii și cum uh, ne stabilim limitele în uh, conversația de cuplu astfel încât să fim în regulă cu toți. Uh, deci există un mare potențial ca tot ceea ce am creat să ajungă uh, să intereseze pe cei cărora, uh, cei cărora ne adresăm din simplul motiv că sunt uh, probleme sau în fine situații cu care ei se confruntă General în viața valabile. lor de zi cu zi și despre care discută sau nu cu partenerul de cuplu, pentru că nu ne-a învățat nimeni cum să vorbim despre lucrurile acestea, cu părinții chiar, uh -huh. cu copiii și chiar și cu prietenii, pentru că în tot, tot timpul avem o anumită uh, față socială care este fața socială și ce facem acasă, da, ține de intimitate, dar cu cine comunicăm? Ajungem să comunicăm cu psihologul sau învățăm să vorbim de dinainte? Ați spus că principalii destinatarii campaniei sunt bărbații ei fiind consumatorii principali ai acestor, exact. acestui tip de divertisment online. Dar în egală măsură, la fel de bine și de important este să ajungă și la toate femeile din da. grupa de vârstă. și Acum, Cuplurile funcționale, dacă glumele sunt considerate ca fiind bune și cu impact, uh, tot pe comportament, știm că acești bărbați ajung să se uite la acest tip de filmulețe și împreună cu partenerele. Uh -huh. Deci este un lucru bun. Oricum fiind în mediul online și noi ca organizație adresând populația generală, nu suntem... Uh, da, e adevărat, pe, prin programele noastre, programele noastre sunt programele noastre, ajung în școală, dar când vorbim despre comunicare în mediul online, ajungem la toată lumea. Toată evident. lumea și bă, este populație generală, nu este țintită pe anumite nișe. Deci, cu atât mai mult și femeile au acces la informația legată de canalul de YouTube să o dăm pe față. Normal, pentru că înțelegerea trebuie să, fie, să vină din două direcții. Da, să da. se întâlnesc la mijlocul drumului. Da da, se da, 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 da. Iar din tot ceea ce ne-ați spus, acum este clar și mesajul acestor sticker pe care exact. Adina Manea le-a dus aici să ne arate. Comunicăm fără ipocrizie. Hashtag fără, hashtag ipocrizie. fără ipocrizie. da. <laughs> Facem hashtag hazdenecaz. Toate vă aparținând acestei campanii. Să o dăm pe față și aici spuneați că sunt niște felicitări. Da, Niște felicitări pe care uh, ne propunem să le dăm către acești uh, domni care, care au și un text ca să fie uh, ca să fie de impact tot pentru relaționare și care să se aplice indiferent cărui tip de relație în care aceștia se află, pentru că este. Prima dată când m-am gândit la ceva de sex, aveam atâția ani de completat, spațiu liber, spațiul liber <laughs> și întrebarea mea era legată de spațiu liber. Am aflat ce mă interesa de la, practic este vorba despre prima conversație cu cine când s-a întâmplat și despre ce era vorba. Dar, în continuare, ție dragă, și aici avem adresantul cum s-ar zice, vreau să-ți spun. Uhum. Și este mesajul pe care dorește să îl comunice, cit că este parteneră, cit că este copil, Chid că este părinte, prieten, oricine, fără ipocrizie și semnătură. Și direct. Și direct. Uh, întrebarea mea este următoarea. Având în vedere această modalitate interesantă și originală de a transmite un mesaj social serios prin uh, comedie, stand-up comedy, nu v-ați temut că o să împingeți niște subiecte serioase un pic în zona derizoriului? Sau, mă rog, ar put ați putea să fiți acuzați de, de așa ceva? Uh, știm că este riscant ce am făcut. Dar, în același timp, uh, avem acest tip de conversație foarte documentată și serioasă legată de sănătatea reproducerii și a sexualității, echitate de gen, adică subiecte cu adevărat. Uh, serioase, în context de sănătate publică sau în context de implicare a tinerilor sau în context de educație pentru sănătate, de foarte multă vreme. Pentru că asta este ceea ce facem. Am contribuit la politicile și strategiile de care vorbeam mai devreme, în anii 90-2000-2007, și contribuim în continuare. Suntem partenere alături de instituțiile guvernamentale atunci când se poate să. Uh -huh. Contribuim la studii, ne uităm pe studii, da, deci suntem foarte bine documentați în zona asta. Și în toată această campanie ne-am asigurat de o etică a mesajelor astfel încât să nu ducă către mesaje misogine, care să nu conducă către adâncirea problemei, ci către soluție. Uh, V-am povestit doar despre trei dintre cele cinci filme. Celelalte două să se ducă ascultătorii să le vadă pe canal. Să fie curioși. Să fie curioși. Uh, canalul ști... de YouTube se cheamă ca să -o ști... o dăm pe față. Să o dăm pe față ca să știți unde să căutați. Uh, dar uh, e adevărat, discuția, știm, este un subiect sensibil, a, nu se vorbește despre asta, și tocmai pentru că nu se vorbește. Am zis, trebuie să începem cumva uh -huh. să o facem într-un mod care să fie rezonabil și acceptat de către cei care sunt la risc, cum s-ar zice. Și în același timp să implicăm pe bărbați. Sunt foarte multe campanii și vor fi în continuare și majoritatea intervențiilor legate de echitatea de gen sunt adresate femeilor. Uh -huh. Împuternicirea lor pentru a face față mai bine unor situații. A se proteja mai bine, a ști, a ști să spună nu, a ști să recunoască ce este o relație benefică, ce este o relație dăunătoare. A ști, ști să denunțe agresivitatea Aș... exact, și violența. Să știe, exact, să știe da. ce să facă dacă ajunge uh -huh. într-o situație periculoasă, uh, dar am considerat că și bărbații sunt parte din soluție, nu sunt doar problemă. Și atunci trebuie implicați. Și asta vrem să facem și asta sperăm să ne și iasă, adică... De aceea, chiar dacă vorbim celor de peste 18 ani, chiar dacă tematica este cea care este, este până la consumatorii de online cărora ne adresăm, se uită la lucruri mult mai nu, ciudate și mult mai... Da? Și atunci e important să aducem, uite se poate și altcumva. Da, eu făceam oarecum pe avocatul diavolului, pentru uh -huh. că este clar că dacă lucrurile n-au funcționat într-o formulă conservatoare, clasică, tradițională, suficient de bine uh -huh. până acum, este clar că trebuie găsită o altă formă. Și, în general, lucrurile noi, lucrurile care șochează un pic, lucrurile care sunt altfel, beneficiază de atenție. Clar. Și atunci, de ce nu? De da. ce nu? Mă gândeam, de asta am zis, am făcut pe avocatul diavolului. Oricum, Cum ar putea fi privit din afară acest demers? Sunt grupuri care tot timpul vor primi orice fel de intervenție în zona aceasta ca fiind una nepotrivită, pentru că acele grupuri sau persoane consideră că subiectul se discută exclusiv în intimitatea cuplului. Dar cum ajunge cuplul și persoanele acelea implicate în cuplu și în familie să știe toate aceste lucruri? De la școală, de pe internet, de la prieteni, de la părinți, pe părinți cine i-a învățat? Bine, sunt uh, niște taburi care nu pot decât să facă rău. Pentru că, uh, ne vorbind, ne comunicând și ne transmițând niște informații esențiale, așa ajungi. Să fii în fruntea topurilor cu mame adolescente, cum se întâmplă, așa ajungi să ai niște cifre de violență domestică și să ai, să ai pe divorțialitate, număr similar exact. cu cele de mariaj. Trebuie să învățăm. Deci și mai bine vorbim, comunicăm e, exact. și să înțelegem niște lucruri decât să ajungem la tot felul de deznodăminte nefericite. Cam așa. Și să știm de la început ce ne place, cum ne place, cu cine suntem, de ce suntem cu persoana aceea, cum vorbim cu copilul când ajungem să facem copii. De ce să nu vorbim cu copiii despre să le răspundem la întrebările pe care le au în mod onest? Pentru că copiii au tot felul de întrebări. Pe, iar când vor crește, își vor da seama că i-am mințit. <găși> Sau că nu le-am transmis informațiile care, de, care de care aveau, aveau nevoie. nevoie. Despre asta este vorba. Sunt lucruri foarte simple, cu onestitate și cu încredere. Uh, noi, nu, noi nu o să avem campanie de acum începeți cu toții să vorbiți despre ce vi se întâmplă. Nu! Este vorba de haideți să deschidem un pic uh, portița comunicării între noi și să nu mai fim ipocriți. Am văzut că această campanie, acest proiect se desfășoară împreună cu o asociație din Cluj exact. și că de cu fapt Hainsat. așa și că de fapt răspândirea este națională. Nu vorbim doar de București. Da, da, vorbim da. de. Uh, da. Fiind și online este natural să nu fie exact. nicio problemă. să nu Da, la Cluj, a la Cluj a fost și un spectacol de stand-up pe data de 17 luna aceasta uh -huh. în care au avut invitați cu glume proprii. Deci, și acolo am avut întâlniri cu jurnaliști și am vorbit despre. Sunt partenerii noștri, și împreună încercăm să ducem campania la cât mai multă lume, care, la cât mai multă lume care face parte din ținta noastră, ca să zic așa. Peste 18 ani? Peste 18 ani. Uh... Și de altfel, YouTube-ul are reglementări foarte stricte și și noi am pus această. Reglementarea, acest criteriu, nu ești, nu ai user ca să demonstrezi că ai peste 18 ani, nu poți să vezi filmulețele. Ok, acum nu știu cât este de uh, exactă, de strictă. Uh, este? Este. Este. Este, este. E bine. E e bine. Este. E bine adică Dar nu e vorba de. Adică în niciun caz nu vorbim despre pornografie, nu este vorba despre asta, este vorba despre niște glume de stand-up luate din show uh, celor cinci, Uh, comedianți Comedian. de la Comics Club care au creat aceste glume fix pentru campanie. Ați fost la spectacolul de la Cluj? Da. Nu, la Cluj nu. Nu, nu, nu. Cum? Nu. Mă gândeam cum a fost recepționat, apropo de glumele care au încercat colegul, să ajungă... Colegul nostru, Alin Pop, ne-a spus că lumea a apreciat foarte mult, s-a <laughs> distrat, au stat, au râs, a fost bine. Da, se spune că râsul este terapeutic. Uite că ar putea rezolva mai multe chestiuni decât uh, poate ne-am ne gândit. Da, 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 cam așa. Uh, cum este structurată această campanie? Înțeleg că cumva prima parte se cam apropie de final, urmând să se desfășoare... Rămâne în online. Deci va fi, uh, va fi o campanie de online, promovată în, online ca, în mediul online ca atare, pe YouTube și foarte puțin și pe Facebook-ul Tineri pentru Tineri, uh -huh. pentru că Facebook-ul are o adresabilitate generală de plus 13 ani, și majoritatea, ca să zic așa, follower-urilor noștri, urmăritorilor noștri, nu majoritatea, cei mai mulți sunt adulți, dar mai avem și mai mici. Și mai mici. Și mai mici. Și atunci Facebook-ul ne ajută într-o oareșcare măsură. Facebook-ul oricum este utilizat pentru altceva, pentru documentare, pentru divertisment cumva de alt tip, dar YouTube-ul este să fie în trending, cum s-ar zice, și să apare acolo în listă. Da, deci rămâne în online răm, și noi sperăm la un moment dat să începem să o creștem. Uh -huh. Și să mai aducem și alți comediani sau tot pe aceștia și să creem conținuturi relevante pe mai multe tematici, pentru că cinci filmulețe nu sunt suficiente. Despre Despre ce vorbim? Prima discuție, prima dată, cu, cu copilul mic, cu... Adică mai sunt foarte multe lucruri Teme, de vis. Da, 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 da. Ar putea, deci în momentul în care veți cuantifica reacția exact. și felul în care s-a implicat lumea, a reacționat, veți putea vedea ce pași se pot face în continuare exact. și cât de mult se poate ramifica toată această Cam, poveste. Așa. Pentru că subiecte, taburi, teme de discuție sunt, slavă Domnului, multe. Exact. Multe, pentru că venim dintr-o cultură care nu este atât de deschisă din acest punct de vedere. Nu există obișnuința acestor conversații Ce, foarte da. pe față, cu toate cărțile pe față. Sunt foarte multe reticențe, jene. Pe... Dar asta se aplică nu numai pe tematica aceasta. Pe toare. Pe absolut orice. Asta nu am învățat cultură... să comunicăm. A, e foarte simplu. Cum spunem ce ne dorim să spunem către cei cu care interacționăm? Să spui fără să reproșezi, fără exact. să te cerți, fără să... Fără uh... scandal? Nu, să spui frumos, pur și simplu. A comunica înseamnă a transmite simplu, direct. Uh... Da. Și tocmai de aceea ne-am gândit că glumele sunt cele și umorul, de fapt să netezească. să mai netezească, să mai limpezească să bă, să fie mai simplu atât de dat cât și de primit un mesaj Corect, coerent. Corect, de primit, că și asta, păi da, este foarte că important. Da. Feedback-ul câteodată... Să chiar, nu ne șifonăm, cam, ia uite, da. vor să ne învețe pe noi. Da, lumii. da, 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 da. Deci de aceea, umorul și gluma s-ar putea să detensioneze și atunci, adică știm sigur că detensionează, acum să vedem în ce măsură, acest tip de mesaj de începeți să vorbiți cu onestitate, dar și făcând haz de necas uh -huh. cu cei din jurul vostru, va uh, ajuta, va uh -huh. ajuta și va, va prinde și va ajuta. Oricum inițiativa asta s-o dăm pe față, este una originală și interesantă și binevenită, zic eu. Uh, cred că era și momentul istoric uh, <laughs> potrivit. Hai să o dăm pe față odată, să nu mai uh, ne tot uh, învârtim, uh, uh, să ne ascundem după deget, să o dăm pe față. Să vorbim, să spunem ce ne place, ce nu ne place, ce ne doare, care e problema și să uh, le punem la mijloc și să le rezolvăm. Și să nu mai lăsăm să se adune acolo. Da, și cu răbdare. Cu răbdare. Cu răbdare. Cu răbdare. E, aici să vedem <laughs> cât lume va fi dispusă să acorde. Răbdarea este un, o, o caracteristică importantă ce ar putea să însemne că acorzi atenție celui de lângă tine. Indiferent că este copilul tău, Frumos. față de care ai niște responsabilități că l-ai făcut sau îl crești și... Ai multe probleme, poate ai multe probleme și un program zilnic încărcat, răbdarea e importantă, la fel față de partener, la fel față de cei care te-au crescut, la fel față de prietenii tăi care poate la un moment dat au nevoie de tine. Eu deja sunt nerăbdătoare să văd pasul 2 din această campanie, sinceră să fiu. Ce am auzit, ce am văzut, ce am citit pe mine m-a convins în acest moment. -mă Mi se bucur. pare totul super ok, ca să spun așa. E, acum aș aștepta pasul 2. Următoarele teme, reacțiile, să văd vizualizările, să văd cum, cum se metabolizează această da. campanie. <coughs> Suntem la început și abia așteptăm și noi să vedem cum se va mm -hmm. derula și ce. Ce se va întâmpla, ce vom reuși să avem ca reacție? Vă doresc succes și eu zic că ne mai auzim cu siguranță și ne mai vedem la un moment Minunat. dat. Trebuie să tragem linia și să vedem Cam ce s-a întâmplat, da, da. cum s-a întâmplat. Acum bă, să meargă toate, toate bine, să se desfășoare conform planurilor. Și după aceea tragem linie, cum spuneam, și vedem unde stăm. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc! O discuție interesantă, o inițiativă interesantă, se întâmplă în jurul nostru, uite, se întâmplă în România. A fost aici la întâlniri capitale Adina Manea, directorul Organizației Tineri pentru Tineri din București. Așadar, ați reținut, o dăm pe față, așa se cheamă canalul de YouTube unde puteți urmări filmulețele despre care am pomenit din această campanie, o dăm pe față și dincolo de aceste filmulețe e bine să ne gândim și noi la cum comunicăm, ce cum spunem, creem cum creăm armonie, cum creăm armonie în fiecare zi în jurul nostru cu toți cei din jurul nostru, de la mic la mare. Ioana sunt mulțumesc tuturor dacă ați stat alături de noi. Până data viitoare rămâneți neapărat sănătoși și armonioși.